Lucrătorii cer ajutorul PSD pentru ca domeniul în care activează să primească cel puțin un procent din produsul intern brut. Liderul departamentului de cercetare al PPUSL, Radu Mina, a discutat cu cei din conducerea PSD care au promis că vor sprijini cercetarea prin amendamentele pe care le vor depune la legea bugetului. În urma prezentării situației și faptului că ne aflăm într-o postură foarte, foarte dificilă, ne fiind demarat nicio finanțare pe linie de buget pentru colegii mei din cercetare și din institutul de cercetare, colegii și colegii mele, domnul Ciolacu a spus că posibilitățile pe care le are la ora actuală este numai de o intervenție în momentul când va apare bugetul cercetării. Dar fiindcă anul 2020 bugetul cercetării a fost de 0,13% din PIB, ceea ce este absolut incalificabil. Cât la sută să fie alocat pentru cercetare? 1% din PIB. Uh-huh. 1% din PIB. Este un angajament care noi ne-am luat România. După cum văd că evoluează discuțiile și cum prezintă domnul prim-ministru, situația este din ce în ce mai grea. Și de aceea am făcut de săptămâna trecută, am făcut o solicitare, răspunsul la demersul făcut către domnul prim-ministru Câțu, deocamdată e tăcere totală. De altfel, cam așa se procedează. Scurtă pauză de public.